ați venit în Container Radioactiv. În vlogul de astăzi avem un invitat special, inedit, nemaipomenit. Jess, un prieten de nădejde. Jess, spune-ne câte ceva despre tine. Ce să mai vorbesc? Mai bine vorbește tu că tu m-ai invitat. Eu am venit doar așa, să cânt și să dansez. Sper că nu te super dacă o să cânt și eu ceva, da? O să ne cânte astă seară, o să ne cânte melodia... Te vor amenaza! Îți place melodia asta? Ce voce frumoasă am! Știam eu! De lăbuță. Dacă e vorba să-ți dau lăbuța, să știi că vreau să ne jucăm un pic, doar un pic. Domnule invitat, Jess, te rugăm să ne cânti ceva. Nu știu, domnule, n-am chitara la mine. Dacă vrei, scând ceva la pian. Dacă ai pianul acordat, altfel nu știu cum ce să-ți cânt. Să-ți cânt în trompetă, din ce vrei să-ți cânt? Să-ți cânt la fluierul piciorului? Nu vezi că mă mănâncă piciorul, ce vrei să fac? Și în altă ordine de idei, nu te-ai suturat de operă, domne? Vrei să-ți cânt Bach, Mozart, ce vrei? Manele? Sau poate vrei puțină muzică rock? Salut, ce mai faci? Bine ai venit la Containerul Radioactiv. Auzi? Cred că ești tâmpit. Eu sunt de 10 minute aici, am cântat de 2 ori și tu nu ți-ai dat seama că sunt de mult. De câte ori mă întreb de câte ori am venit la Container Radioactiv? Știu că sunt la Container Radioactiv. Ham, 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 ham. Ești cam tâmpit. Cu ce ai ajuns la noi la emisiune? A fost greu drumul? Prietene, eu cred că ai orbul găinilor. N-ai văzut că am venit cu scuterul? L-am tras chiar aici în față, n-ai văzut ce fum era? Ce zgomot infernal! Mai! Deschide ochii, mai prietene. Eu am impresia că ai ochii în gură și te uiți printre dinți. Error, 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 error. Nu te speria. Calculatorul tău o să ia foc. Așa că ai 5 secunde să ieși din cameră. Eu nu plec nicăieri, eu am venit la Containerul Radioactiv. Mie îmi place această emisiune, e extraordinar. Să știi că nu te las. Eu vreau să-ți mai cânt ceva. Te rog să mă lași să dansez. Vreau un tango, 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 tango. Am auzit că știi să număr până la 10. Cred că este vorba despre tine. Eu știu să număr până la 427 de milioane, miliarde, sper că ai înțeles, da? Nu știu ce părere ai tu despre mine, dar eu oricum despre tine am o părere foarte proastă. Dacă aș avea doi dinți în curte, aș mușca de nas. Unde ți-ai făcut frizura asta? Unde să mi-o fac? În Germania, la Paris. Unde crezi? Eu numai acolo merg. Ți se pare o glumă? Am mers pe jos ultima oară. Noroc că erau două cățele în călduri și am fugit după ele. Știam eu că viața e frumoasă. De când stau aici și aștept să mă inviți la dans. Eu cred că ești nesimțit. Te invit eu dacă tu nu poți. Sper că știi să dansezi tango, da? Așa e moda. Câinii invită oamenii. Jess, pe cât nunta, că m-au zis că te însori. Te drept,
cum e, fraiere? Tu crezi că noi câinii suntem proști? Însoară-te tu dacă ești șmecher. Noi vrem prietenie fără obligații. Acum pleacă de la noi din emisiune, deoarece îl așteaptă vaporul. Jess, îți mulțumim că ai fost la noi. Jess, de lăbuța. A fost o emisiune de porc. A trebuit să cânt, să dansez. Ce trebuie să mai fac în emisiunile astea? Data viitoare o să tai și lemne. Visitați www.tannyblue.ro. Yeah!